bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Adriana. Pe acest canal puteți vedea, în general, videouri și clipuri despre educație sexuală, relațională și nu numai. Astăzi vreau să vorbim despre beneficiile orgasmului pentru femei. Deoarece am avut foarte multe întrebări pe tema asta în ultimul timp, plus că știu că foarte multe femei, din păcate, nu au avut niciodată un orgasm și asta este foarte trist, dar nu este prea târziu să vă descoperiți. Astea fiind spuse, haideți să începem. Primul ar fi o circulație mult mai bună în zona pelvisului. Și cu această ocazie, având și circulație mult mai bună, veți avea și o viață sexuală mult mai sănătoasă. Și există șanse mai mari ca ciclul vostru menstrual să fie mai regulat. Numărul 2 ar fi îmbunătățirea stării de bine, dar și îmbunătățirea fertilității. Hipotalamusul este stimulat și știm că asta are legătură cu menstruația și cumva stimulează și fertilitatea, da, într-un mod sănătos. Cumva aici vorbim și despre corp, temperatură, glanda pituitară care are legătură cu hormonii, da, o avem în creier, și regulează, da, hormonii reproductivi. Numărul 3 e ca și cum ar fi un, ca și cum ai primi un masaj, da, atunci când stimulezi clitorisul și ai și un orgasm, cumva e un fel de detox, da? Că se eliberează, se pot elibera și foarte multe emoții, da, prin orgasm, emoții poate și negative, adunate de peste zi, stres, da, și cumva se elimină toate astea și există așa ca un detox. Numărul 4 ar fi cumva că se stimulează nivelul sănătos de estrogen din corp și noi ca femei avem nevoie de acest estrogen sănătos pentru libido, pentru a evita o eventuală osteoporoză, probleme ale inimii. Asta zic, odată cu menopauza, noi nu mai producem estrogen, deoarece ovarele se pun în, la somn, să zicem așa, nu mai funcționează și atunci suntem predispuse la mai multe probleme de genul ăsta. Dar prin orgasm, nu zic că asta este un tratament pentru menopauză, dar prin orgasm se poate stimula și nivelul sănătos de estrogen. Numărul 5 ar fi relaxarea. Și aici, după orgasm, te simți mult mai relaxată, se induce o stare de liniște, de pace. În general, cresc endorfine, da? Cumva cortizolul scade și asta ne face să fim mult mai fericite. Următorul punct, cred că suntem pe la 7, pe la 6, ar fi faptul că te ajută să te menții mai tânără. Și aici mă refer la tenul tău, că te face să fii mult mai radiantă. Există studii care ne arată că dacă există un orgasm cel puțin de 3 ori pe săptămână într-o relație sănătoasă, în funcție de vârstă, bineînțeles, și relația și tu te vei simți mult mai tânără. Următoarea ar fi numărul 7. Și pe asta sigur o știe toată lumea. Îi se mai spune aspirina a săracului. Atunci când ești răcită, se poate prin orgasm, da, să îmbunătățești sistemul imunitar și automat să ții răceala departe. Deci e o metodă naturală, să zic, de a preveni o răceală. Da, este legată și de intuiție, de socializare, cum am zis, și nu numai. Numărul 9 ar fi durerile de cap, da, le poți elimina prin, cu ajutorul orgasmului. Se poate trata o migrenă, să-i zic așa, deoarece se eliberează oxitocine, endorfine și tot și cumva durerea de cap, tu ești mai relaxată, mai liniștită și asta te poate ajuta să nu mai ai dureri de cap. Și ultimul motiv, da, și cumva beneficiu când vine vorba de sănătate și orgasm, ar fi că orgasmul este,
poate fi catalogat ca un exercițiu cardiovascular, da? Pentru că pui în funcțiune tot corpul, inima îți bate mai tare, cumva sângele din organism este mult mai rapid, da? Vei simți o presiune mai mare în zona pelvină, da? Și nu numai. Și cumva și ăsta poate fi un exercițiu cardiovascular foarte bun. Cam acestea ar fi beneficiile orgasmului pentru femei, da? Din punct de vedere al sănătății. O să mai discutăm pe partea asta și din punct de vedere al relației, da? Cum poate îmbunătăți o relație de cuplu atunci când femeile au orgasm. Dacă voi aveți întrebări, le aștept în comentarii. Nu uitați să apăsați clopoțelul de subscribe și dacă aveți întrebări, eu cu drag vă răspund. Vă pup și să aveți o zi minunată. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram. Instagramul meu este Sex with Adriana. O să las în descriere. Acolo mă găsiți zilnic și putem discuta diverse. O duminică minunată. Vă pup. Bye bye.